De ce animal am avea nevoie pe pământ? Bă, eu cred că lipsește ce... un animal cu un nasul foarte mare, care ar fi popular printre oameni. Deci un nas semene cu al unui om, nu? Da, ar fi popular printre oameni, crede-mă, pentru că toată lumea și-ar cumpăra. Să-l ții în casă, în apartament și, bă, simți gaze? Ia cam cheamă-l pe ăla. Nu știu cum să se numească. Ok, deci am să fie ce? Mamifer, pasăre, depune ouă, dă din... Să fie mamifer, dar să nască ouă vii. Ok. Da. Eu zic că avem nevoie de treaba asta. Mai ales în România, în Vaslui. Bă, puțin melc, puțin amelc, așa? Da, da, e Gentle Melc. Mamă, Gentle Melc. Chestia asta e on fire, man. Ureche, ceva? Nu, tot Gentle Melc. Și că ureche, no problem. Stai, aia e gura? Mhm. Sunt foarte excited să văd mai mult din el. Ai norocul că faci parte din creație. Deci că... și așa s-a născut el, Gentle Melc. Faza e că noi am dat de un gen femelo. Nu i-am dat, nu noi îl creăm. Ba da. Ok, îl faci, deci îl faci femelă. Ca să poată să supraviețuiască specia, știi? Mm-hmm. I'm expecting some boobs. Da. Cred că glumești. That's it? Nu că la specia asta mâinile sunt aici sus. Mm-hmm. Ești sigur că sunt mâini? Bine, hai să-ți mâini atunci, gata. Înțeles? Posibilitatea de a-și pune la adolescență un cercel aici. Ah, nu, depinde. Tu ai luat exemplarul ăla care e emo. Dintre ei. Atunci check this. Că bine zici. Oh, ce ascultă? Ascultă punk. Ascultă 3 Days Grace. Ascultă Melc 41. Sau Green Melc. E adolescent, dar și la femeile le mai crește așa un fel de... Da, e ceva normal pentru ei. Sau 3 Sud Melc. 3 Sud Melci. Bine, are un poster în cameră. E super. Aia era în cameră. Cine ar fi? Ăla e un cur. Cursul Melci. Cursul trenului. Terci. Trecut Melcs. Ce semnul lor. Nu că sunt 3. Deja să te trezească asta în dimineața. Te trezești, Și super fan, are postere peste tot, dar nu mai stau să desenez acum. Are postere peste tot, dar nu se văd. Cochilia o poartă foarte jos. O poartă la mișto, cred. Știi cum? Nu acoperă chiar tot, știi? Bat crack. Știi cum? Te duci la liceu și porți găzdanul așa mai pe un braț, așa, să fii mai cool, să nu știu ce. Mm-hmm. Așa poartă asta cochilia la mișto. Aproape că îi cade, dar nu chiar. E der. Să arată ce trebuie și să acopere esențialul. Hey guys. Bună, băieți. Stai, what? Ce era? He's half human. Și când merge de din picioare așa. Galopează așa, știi? Wow. Cu ăsta e puțin emotic. E foarte emotional, așa, știi? Da. Ai grijă că ăsta una-două intră în depresie. Pardon, asta. Deci să nu te audă că zicem de rău de ea. Săraci că one day a venit acasă cu un cercel în nas. A certat-o maică-sa. Te-ai făcut fracturi la nas. Îți dai seama că palmele vin peste nas. Că... Așa. Să mă prinde, trageți cochilia aia peste cur. Trageți cochilia că răcești la cur. Oricum, se știe că ele nu îmbătrânesc bine. Adică se observă imediat care sunt zona asta. Bine, acum e încă tânără și fresh, dar... Doar de aici o să se lasă ceva de genul ăsta. Da, deci de asta avem, de animalul ăsta avem noi nevoie. Mă tot întrebai și am zis, na. Și e destul de familiar, adică nu e ceva nemai văzut, are picioare, are nas. Eu aș vedea oameni care să meargă cu ăsta în lesă pe stradă. Asta. Stai, parcă am zis că merge la școală. Merge și la școală. Mergi și la școală. Și trebuie mereu să fie conectat la net, că altfel mor. Dacă nu simt Wi-Fi-ul în nas, viteză de upload din Omega, ce bine. Ei, asta e echivalentul cum e la noi, cel nostru. Ai Wi-Fi-ul. Vorbesc pe chat pe Facebook. Hai, vorbim, pa, Wi-Fi. Lat, Wi-Fi-ul. Da, that's a wrap, I'd say. That's a wrap.